În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.441 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. În regiunea Sud-Muntenia, situația se prezintă astfel: Argeș, 42 de cazuri noi, Călăraș, 65, Dâmbovița, 53, Giurgiu, 40, Ialomița, 22, Ilfov, 246 de cazuri noi, Prahova, 114 și Teleorman, 49 de cazuri noi. Până la această dată, 35.286 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 15 septembrie, ora 10, 16 septembrie, ora 10, au fost raportate de către INSP 71 de decese, 35 bărbați și 36 femei ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus internați în spitalele din țară. Dintre cele 71 de decese, unul a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 2 la 30-39 de ani, 6 la 40-49 de ani, 13 la 50-59 de ani, 12 decese la 60-69 de ani, 20 la 70-79 de ani și 17 decese la categoria de vârstă peste 80 de ani. 66 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 2 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent. Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.271. Dintre acestea, 741 sunt internate la ATI. Din totalul pacienților internați, 182 sunt minori, 170 fiind internați în secții, iar 12 la ATI.